Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zidana Ozacuna, bun venit pe pagina mea de Facebook, în bucătărie la Zidana Ozacuna. Vă salut, vă transmit sănătate, suntem deja în live, puțin ne mai adunăm aici cu toată lumea așa. Bună seara, Elena, sunteți prima care v-am văzut. Îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți sau chiar din ce oraș. Astăzi facem un live foarte interesant, clar că vă răspund și la întrebările voastre. Așa, vă salut, vă salut. Îmi lăsați comentariu din ce țară mă priviți sau chiar din ce oraș. Îmi distribuiți live-ul, cei care sunt în grupul Învață Găti cu noi, cu mare drag. Vă așteptăm și acolo. Vă rog să-mi distribuiți live și acolo și am apă fiartă. Vreau să vă arăt ceva azi foarte interesant. Ia uitați, și-mi fierbe. Deci apa, să mai pun puțină apă. Așa, vreau să vă arăt ceva azi foarte interesant. O rețetă minunată pentru toți din voi. Așa, v-am pupat pe toată lumea. Așa, România, salut! Ungaria, salut! Cehia, România, iar de nou vă salut cu mult, mult drag. Îmi distribuiți live să ajung cât mai departe. Așa, bună seara Italia, bună seara București, bună seara Spania, bună seara din Republica Moldova, bună seara din Italia. Așa, suntem toți aici. Bună seara, dragii mei, prin stați aici cu mine pic câteva minute. Ca să vă arăt ceva foarte interesant, dar totuși vă rog să-mi distribuiți să live în grupul Învață Găti cu noi, că acela tot este grupul meu. Sunt eu, Austria, salut! Sunt fondatoare acelui grup Învață Găti cu noi, acolo sunt foarte multe gospodini. Așa, Italia, Ploiești, bună seara, România, vă urmărim. Așa, aproape suntem peste 300 de persoane. Vreau să vă întreb cum sunteți, vreau să vă întreb cum vă simțiți. Vreau să aștept câteva secunde ca să ne conectăm. Vreau să vreau ceva astăzi foarte interesant pentru toate din noi, mai ales pentru persoanele care vor să pierdă din kilograme sau care des noi ne balonăm când mâncăm Germania. Bună seara, România, Bârlad, bună seara, Angela, bună seara, așa. Astăzi fac un ceai sau mai bine zis o băutură, o limonadă foarte bună pentru persoane care se balonează, dar, atent, această băutură sau limonadă, cum îi zic eu, elixir, ajută foarte bine la oase pentru persoanele cine are dureri de oase. Îmi lăsați câte o inimioară, toată lumea acolo. Îmi lăsați câte o distribuire. Așa, ce pentru persoanele care vor colagen, Maria Leonte, mă sun pe WhatsApp și o spun de unde să le iau, depinde care colagen. Că sunt foarte multe colageni, este colagen pentru riduri, este colagen pentru păr, este colagen pentru articulații, este colagen pentru piele, este colagen pentru dureri de oasă, depinde care colagen. Tocmai de aia trebuie să mă sunați, vedem care este situația dumneavoastră. Bună seara, bună seara, bună seara la toată lumea, vă transmit o inimă, suntem foarte mulți. Un sfat pentru început de cataractă. Este foarte bun ceaiul de crăiță, foarte bun, dar, să luăm la drept, este și bun chiar să bei ceaiul de sunătoare pentru cataractă, fiindcă la cataract tot la fel ochii au o infecție, este bun și ceaiul de mușețel este foarte bun, da? Și morcovul și suc de morcov, așa? Așa, suntem aproape 500 de persoane, hai să trecem la treabă, dragii mei, prin bună seara la toată lumea. Vă doresc schinoasa, bună seara, vă doresc sănătate, astăzi vreau să vă fac aici cu voi, hai să facem în direct un ceișor foarte bun, care noi deseori ne balonăm. Deci, noi ne așezăm la masă, cu familia, cu prieteni și când ne sculăm, parcă suntem, deci, o burtă foarte umflată. Asta este posibil ca să avem paraziții și asta este foarte posibil ca să fie pancreasul, pentru cine știe, sau ficatul gras. Câteodată sunt kilograme care trebuie să fie, de exemplu, ai 1,65-1,65 kg, cu siguranță, dar cu burta este enorm de mare, parcă suntem însărcinate în luna 3-a, 4-a sau a 5-a. Această situație mă întâlnește și la bărbați și la fetiți, așa, această
situație foarte des o avem noi femeile. Hai să vedem la treabă ce putem face noi astăzi. Ia uitați-vă ce am eu aici deja gătit pentru voi. Deci eu am 1,5 litri de apă, numai decât. Am să dau așa ca voi să mă vedeți, așa. 1,5 litri de apă am pus la fiert. Dar dacă noi facem ceaiul acesta, cum putem să-l bem? 1,5 litri pe zi, 1,5 litri pe zi poți să-l bei, cum ar trebui, el n-are cum să-ți facă rău. El îți face foarte bine, fiindcă el îți ajută la ce? La digestie, adică să înceapă a lucra foarte bine, stomacul, pancreasă, ca să iasă gazul. Este foarte important, da? Dar noi aici să adăugăm un condiment care foarte bun, să ajute și la articulație. Foarte des, deci, noi ne blocăm absolut și la colon, când avem probleme cu colonul, chiar și face 2-3 zile, când avem probleme cu articulații, că noi automat blocăm toți mușchii, da? Mușchii. Și nu putem pleca la viceu și foarte des avem probleme cu paraziți. Hai la treabă, da? Așa, ce avem noi nevoie pentru asta? Mai ales pentru digestie. Dar, ce am spune eu în primul rând? Un lucru care eu îl iubesc foarte mult, care să ajut, fiindcă dacă nu avem problema cu digestia, clar că este imbirul. Imbirul minunat pentru digestie. El automat îți scade din grăsimea de la burtă, adică arde grăsimea de la burtă și este formidabil pentru digestie. Mai este bun chiar și pentru articulații, este bun și pentru articulații, că el omoară din infecție, dar este foarte bun și pentru colon. Așa, deci nu o să-mi trebuiască ca o bucată de imbir. Așa, ia uitați-vă cum eu l-am făcut. Îl curiți, nici nu are rost să-l curiți, că o spăl foarte bine. Așa. Și el este formidabil, dar o spăl foarte bine, că eu totdeauna la urmă, deci strecor ceaiul meu, da? Așa undeva, ca o nucă, numai decât. Numai că eu să-l tai mai mărunt, așa, ca să fie în filioare, eu vă arăt imediat. Ia uitați-vă, da? În filioare. El este foarte bun, chiar să faci și ulei de himbir pentru articulații, ca să te ungi, deci pe oas. Noi îl adăugăm, deci, într-un litru jumate de apă. Eu am aici un fruct foarte bun, vă-l cunoașteți toată lumea, care este, dragii mei prieteni, ananasul. De ce ananasul? Ananasul scoate grăsime, te ajută să dai afară din grăsime, chiar și pielea lui sau coaja lui, dar chiar și fructul. Fructul strângi să-l mănânci, că el este un fruct biologic natural, dar coaja de ananas, știți că dă jos din kilograme pentru persoanele cine vor să dă jos din kilograme, dar ajută automat la digestie. Adică să scoată toată infecția din organism. Adică noi să plecăm repede la viceu. Adică noi să dăm drumul la excesul de apă care este în organismul nostru. El nu este un fruct, deci, scump și se merită. Cu un ananas îi poate să ajungi pe 3-4 zile. Deci este formidabil pentru cei care nu iubesc ananasul. Chiar dacă tu ai ananas, da? Deci e suficient ca... Dragii mei prieteni, e suficient, da? Ca să pui și coajă, numai o bucată de coajă. Nu, nu ne trebuie mult, o bucată din ananas. Ia uitați-vă, da? Eu am să vă arăt așa, în felul următor, da? Eu îl pun, deci, în cratița mea, așa, să dau într-o parte ca voi să vedeți. Ananasul este foarte, foarte bun. Măr! De ce măr? Fiindcă el are foarte mult fier și de el noi slăbim. Și noi întotdeauna cu miere, știți că este dieta cu miere, da? Noi amăgim stomacul nostru, deci este formidabil pentru a slăbi și pentru a ajuta la digestie, fiindcă el are fier. Deci numai decât un măr. La fel tăiem un măr în patru. Așa. Așa. Iar din nou adăugăm. Deci în cratița noastră, hai să vă dau mai jos ca voi să vedeți bine totul. Așa e, da? Și ce mai am eu aici? Un condiment foarte bun. Ia uitează ce este. Piperul negru boabe. De ce piperul negru? Fiindcă el ajută la paraziți, dragii mei prieteni. El ajută foarte bine la scoate infecția din organism. Întotdeauna încearcă. Pentru cei care n-au încercat, măcar să bei o cană de piper negru. De ceai de piper negru. La 200 de mililitri, cam 10 bobiți. Și cu o filioară de himbir. Nu-ți închipă cât este de gustos. Așa, acum este himbir uscat, care poți face ceai, este himbir în praf, care poți face ceai. Cel mai bun, știu precis că e să mă întreb, deci este himbirul proaspăt. Bine, îți cumperi un cartof din himbir și îți ajungi pe 10-20 de zile.
nu-ți trebuie mult. Dar pipierul negru se combină foarte bine, fiindcă el ajută la digestie, dar totodată, dacă noi avem digestia rea și la noi, nu lucrează, deci stomacul cum trebuie să lucreze și noi ne balonăm. Să știți că pipierul negru ajută foarte bine la paraziți, de a omorâ, deci infecția și bacteria care este în organismul nostru. 10 bobițe. Ei se mă întreb, Jedan, ajută la Helicobacter, ajută. Și la toxocară, și la lambi, și la vermi intestinale. Deci este foarte, foarte bun. Așa, automat o dăm drumul și pe ea, deci pipierul nostru în ceaiul nostru. Automat. El este foarte bun. Și mai avem noi aici care să nu ne balonăm. Este foarte bun păpădia, perfect, cel din păpădie, cel de mușețel, este foarte bun ceaiul de salcâm, la fel, care să nu avem timp să ne balonăm, fiindcă noi am mâncat repede, automat să iasă unde trebuie să iasă. Dar este foarte bun și matasa de păpșoi, sau matasa de porumb, cum se numește la noi, formidabil. Eu vă rog să-mi distribuiți live-ul, că suntem foarte mulți în live și vă rog să-mi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți. Așa, numai decât, ia uitați, așa, porumb, da? Așa, acum fiți atent cu matasa de porumb, că nu este toată bună pentru ceai. Este și bună și este nu chiar sănătoasă, fiți atent. Care noi mâncăm, deci, porumb dulce, care noi îl fierbem. Este bun. Așa, îl dăm drumul și pe el. Dar, dragii mei prieteni, am ceva așa foarte interesant, care eu iubesc, mai ales pentru articulații, care ajută foarte bun, pentru că eu fac un ceai astăzi, dar ca să-mi liniștească durerile de picioare, durerile de oasă și numai decât un ceai pentru dacă noi suntem balonați, dacă noi suntem umflați, știi? Este foarte des când noi spunem vorba că m-am umflat ca un greier. Deci, numai decât inul. Inul în ceai este bun, el se fac puțin ca un gel, dar automat, deci el ajută ca să scoată tot din burta noastră sau din stomacul nostru. Deci, cu siguranță, eu am spus, deci o lingură din in. Acum, aici mă întreb, Zidana, dacă eu nu mă balonez, da, dar nu am problemele cu articulații, clar, tu poți pui, deci mai mult in, la jumătate de litru, mai mult in. Dar eu vorbim astăzi, mai mult când ne focusăm, pe baza de când suntem umflați la burtă, când noi într-adevăr avem o burtă și nu putem purta o rochiță sau, mă rog, întotdeauna am mâncat, suntem umflați, am mâncat, dacă nu mâncăm, nu suntem umflați atunci, dar noi nu putem să trăim cu aer, da? Asta este digestia ră, o lingură de ien. Așa, vedeți bine, da? Să dau așa, ca voi să vedeți foarte bine. Deci, încă o dată, o filioară de ananas, numai decât eu am pus, am spalat-o foarte bine și am pus-o tot cu coajă. Un măr care voi doriți, eu am aici mieri, știți care sunt, dar un măr poate fi de culoare roșie, un măr, da? Tac. Așa, mai am aici o filioară de himbir, știți toată lumea care este himbirul. 10 bobiți din piper negru, numai decât el este antideparazitar. O lingură numai decât de in, de semințe de in, da? Și mai am aici, care într-adevăr este foarte bun, lămâie. Dar am mai pus și matasă de porumb. Ia, vedeți? Matasă de porumb care este desprinsă de mine. Și acum mai să mă întreb, Zidana, dar pentru ce mai este matasa de porumb? Pentru rinichi, pentru persoane care suferă cu rinichi. Poți să o adaugi ori să o amestici cu măcieș. El este formidabil, fiindcă este diuretică. El scoate infecția din organismul nostru, mai ales dacă noi am mâncat ceva gras, mai ales dacă noi am mâncat și corpul nostru nu este deprins să facă o digestie puternică, da? Mai ales dacă noi am mâncat ceva care nu este proaspăt, dacă noi am introdus în noi sau am mâncat, zicem așa, ceva care nu este proaspăt, deci este într-adevăr puternic. Și ce mai adăugăm în ceaiul nostru, da? Adăugăm o filioară de lămâie. Ia uitați, ceaiul meu deja a început să fiarbă foarte bine. Cât ai să bei? Să mă întreb, Zidana, cât ceai bem noi? Când de ceai? Un litru jumate lămâie. Și cineva să-mi spui, Zidana, dar pe lămâie nu se bea în apă fierbinte. Nu este adevărat, pentru că noi avem foarte multă
ce ai de la moișceau este formidabil, deci pentru digestie. Deci lămâia este cu unicul fruct, prima scară din fruct care ajută la tot, chiar dacă nu avem probleme cu ficatul, dacă nu avem deci infecție, dacă nu avem grăsime, dacă noi suntem cu kilogramele în plus, dacă noi suntem cu kilogramele în minus, dacă noi avem probleme cu pielea sau avem foarte mult acne sau dacă noi avem coșuri negre, depinde, da? Deci lămâia este formidabil pentru apa, pur și simplu cu lămâia, pentru a scoate toată grăsimea și bacteria, virusul din organismul nostru. Noi am răcit și facem lămâie cu miere natural, lămâie cu miere chimbir, bun. Lămâie cu hrean, tot este foarte bun pentru, deci, corpul nostru. Când noi avem virus sau când noi avem glande, așa se mai spune, sau când noi am răcit sau când este, deci, nasul astupat, da? Eu adaug în ceișorul meu o felioară de lămâie și nu este... Deci, corect când spune lumea, a, că lămâia nu este bună, este bună chiar și fierbinte. Ia uitați, vă, ceaiul meu deja, el este gata, arată foarte bine. Ia, vedeți? 1,5 litri de ceai, dar noi totuși îl lăsăm ca el să fiarbă vreo 7-8 minute, fiindcă noi nu uităm că avem aici semințe de in și el trebuie numai decât puțin să facă ca un geleu. Aici mă întreb, Zidana, poți să-l beau toată ziua? Poți bei 1,5 litri, este formidabil de bun. Câte zile? Măcar vreo săptămână, dacă tu ai balonă. Și în diop și dacă tu te-ai inflat la bot, cu siguranță îți faci o cană de ceai, în primul rând. Păpădii, mătase de porumb, foarte bun, lămâi, dacă nu ai nimic în casă, da? Ananasul este foarte bun, chiar și corjile de ananas, fiindcă el scoate toxinele, deșeurile din organism. Așa, încă o dată vă repet, aici mă întreb precis, măi Zidana, dar este bun pentru colon, foarte bun pentru colon, fiindcă noi, deci, luptăm cu colonul. Este foarte multe persoane care, deci, sunt blocate și au probleme cu colonul sau au probleme, mai bine zis, că multă lume încurcă colonul sau coloana vertebrală. Asta este intestinul gros, care noi nu putem pleca la viceu. Deci, formidabil, ajută foarte bine astfel de cear. Astfel de ceai la mine în casă nu se mai termină niciodată. Eu mai fac așa la printer, așa și îmi scriu pe dânsul absolut pentru ca să nu uit că ele când se usucă, ele câteodată toate ierburile sunt asemănătoare. De exemplu, eu aici am ierburi, mătase de porumb, dar eu aici am și buzină, eu am aici și urzică, eu am și minte rece, eu am aici și coada șoarecelui, eu am aici și coada calului, eu am aici și frunze de dafin. Și dacă eu am o problemă de sănătate, da, sau dacă noi, eu m-am simțit rău, da, câteodată noi ne simțim foarte obosiți, că venim de la lucru și am muncit foarte mult, suntem cu picioarele umflate, ne doare capul și dacă mai avem o colegă de lucru care, într-adevăr, ne bate la cap mult, clar că noi venim cu creierul obosit acasă, da? Un ceai de ierburi întotdeauna este perfect. Acum cineva să mă întrebe, Zidana, dar la depresie ajută, dragii mei prieteni? Nu. Depresia, cine are persoane cu probleme cu depresie, ce trebuie tratament numai decât, mai ales dacă ai, dacă ai probleme de vreun an, 2-3, fiindcă depresia este de la sistem nervos, de la griji, de la nevoie sau avem probleme cu copiii sau nu vorbim cu copiii sau problemele în cuplu sau sunt foarte multe femei care au depresie care nu pot naște sau nu pot rămâne însărcinate sau alte tipuri de boli ca ciroză, ca tuberculoză pentru cine știe sau hepatită sau chiar este vorba de epilepsie pentru cine știe, da? Dar aici este altceva, o depresie mai acută, da? Dar dacă noi, de exemplu, venim acasă și suntem foarte obosit, un ceișor foarte bun. Am cine intră în casă toată ziua, bea câte o cană de ceai bun și sunt foarte bun. Și mă întreabă, dar din ce ai făcut? Dar ele sunt toate strânse din mine. Chiar au și coți din cireș, frunze de gutui uscate, și frunze de zmeuru, și frunze de coacăză. Chiar în unele eu am așa tipuri de ceișoare, care sunt fructe de pădure uscate. Eu le usuc singuri, că le pun, deci, pe o coală albă și ele se usucă în câteva zile. Deci sunt formidabile. Ceaiul meu este gata. Ia uitați-vă. Da, bună seara toată lumea. Suntem foarte mulți. Ia uitați-vă și ceai bun. Foarte, foarte bun. Da? Și deci eu îl pun într-un ulcior. Așa, eu am întotdeauna un ulcior. Ce este apă, că am turnat deci în cratiță. Deci este foarte bun. Întotdeauna vă
stăruiți, că dacă ați mâncat un ananas, este foarte important. Ananasul, da, niciodată nu arunca coaja, că îl ajută la slăbit. Este formidabil. Dacă tu într-adevăr ai dureri de oas, cu siguranță îți faci un ceai, un gel, mai bine spus, da, de semințe de in, la fel foarte bun, semințe de in, uleiul de semințe de in, el ajută foarte bine și la colon, pentru cine persoanele care sunt blocate, câte o linguriță pe stomacul gol, formidabil, da? Dacă vorbim că, Zidana, eu am parazit și nu ce să fac, atunci dacă sunt câteva zile, cu siguranță, deci, să iei ceai de piper negru, de câteva bobiți, nu-l faci tare ca să fie iute, noi știm că el este un condiment iute, care noi îl folosim foarte mult în bucătărie, la carne, la sosuri sau și așa mai departe, da? Dar îl pun vreo 10 bobiți ca să poți să-l servești, ca să-i să-ți fie greață. Fix așa și cu ceaiul. Zidana, dar cum să iau ceaiurile, că ei sunt foarte amari? Nu, noi ne stărim să punem foarte puțin într-o ceașcă, într-un litru jumate, cel mai bun, cel mai sănătos, într-un litru jumate de apă, deci este formidabil. Să privești din Israel, mulțumesc frumos. Deci ceaiul meu, dragii mei, este gata. L-am făcut acum seara. Noi am stat la masă și ok, am mâncat mai mult decât trebuie sau m-am umflat sau, mă rog, deci am o burtă umflată, așa zicem noi, da? Dar noi luăm o cană bună de ceai, deci este formidabilă pentru aceste tipuri de probleme de sănătate. Este numărul de telefon, Franca, ia uite, este numărul de telefon și se vede deodată, da? Ok, hai să dăm o întrebare, hai să răspund la o întrebare, că este foarte întrebată de voi, că se confund și copii, se confund și bărbați, se confund și femeile. Zidana, ce facem cu psoriazul? Psoriazul este o boală de piele, dacă să luăm la drept, ea este așa ca o piele mai uscată, care apare pe față, în cap, pe scalp, la coate, la genunchi. Psoriazul este mai mult de la ficat, dar el apare și de la sistemul nervos, da? La cine are psoriaz, da? Ar fi bine ca să ungă corpul cu ulei de mimoza, dacă ați auzit, cu ulei de jojoba este foarte bun, cu ulei de frunză de dafină, la fel foarte bun, pur și simplu te ungi. Dar dacă psoriazul este de mai mult timp sau chiar de vreo 10 ani, clar că aici trebuie numai decât un tratament serios, pe o lună de zile. Și mă întreb, Zidana, dar cum tratament? Pe tincturi, prin ceare, acolo este numărul meu de WhatsApp și mă sun și eu îți spun ce poți ai ca eu să văd situația, da? Cineva m-a spus, bună seara, Zidana, sunteți menonată, am slăbit cu tine câteva kilograme. Bine, mă bucur că ați slăbit cu mine câteva kilograme și sunt foarte multe diete pe canalul meu de YouTube, da? Dar asta m-a întrebat, Zidana, tu nu spui niciodată rețeta la slăbit, sunt foarte multe rețete. Dar totuși, dragii mei prieteni, depinde de situația persoanei. Este persoană cu plus 40 de kg, este persoană care cu plus 20, cu plus 80, cu plus 100, dacă sunt foarte multe persoane care au cu 100, de exemplu, 140, 180 kg, da? Depinde de situație. Când este vorba de 2-3 kg, da, aici este un ceai cu mare drag, să-l faci și mergi cu mare drag înainte, da? Dar dacă este vorba cu plus 40, mai ierți, dar aici trebuie tratament, numai decât în primul rând. Cum să începem, facem un detoxifier sau de parazitare sau ca să slăbim câteva kilograme. De exemplu, tu ai un metru, tu ai 1,63 m și tu ai 110 kg, da? Cu siguranță tu ai 50 kg. Aici ceaiurile te ajută, dar foarte lent, foarte încet și mai ales dacă tu ai un metabolism sau o imunitate foarte slăbuță. Tu trebuie să înțelegi că imunitatea trebuie să fie tare ca să fie puternică, da? Imunitatea sau metabolism trebuie să ai un metabolism bine ca tu să slăbești repede. Ok, dar și facem când într-adevăr avem multe kilograme. În primul și în primul rând, noi trebuie să facem o deparazitare ca să scoatem toată infecția, murdărie din corpul nostru, apoi să începem a slăbi. Fiindcă este foarte greu de a slăbi. E mai greu ca să e mai ușor ca să te îngrași, să adună repede decât să slăbești. Multe persoane deci se confundă cu problema asta că deci eu nu pot slăbi. Aceea este să vedem care sunt bolile cronice, că la cineva poate fi glicemie mare sau să aibă un diabet.
sau să fie un ficat gras care nu-i dă voie automat să slăbească când ficatul este, deci bolnăvicios, sau o gastrită la stomac, sau să ai paraziți, sau să ai vermi intestinal toxocar, sau chiar să ai o gastrită ulceroasă la stomac. Sau poate fi altă problemă, da? Foarte multe persoane se îngrașă când au o depresie, când trec pe o depresie, deci aici trebuie de văzut întotdeauna de la ce tu ai kilograme. Dar mai sunt depresie copială, așa se numește, care tu copii persoana care este alături. Dacă el mănâncă mult, atunci papi și tu mult, da? Tot mai este și asta o depresie, da? Așa, vă mulțumesc, bună seara, bună seara la toată lumea. Deci astăzi am făcut un ceai foarte bun aici cu voi, vă rog să-mi distribuiți la voi, să ajung cât mai departe. Un ceai, într-adevăr, care sunt cu câteva, să zicem așa, condimente care sunt foarte ieftine, poți să le faci tu în căsuța ta, ca să cât de cât să ajuți, deci o digestie bună, ca noi să nu fim balonati, foarte des sunt foarte mulți, dar noi sunt balonate, eu am o burtă mare, eu parcă sunt însărcinată, da? Sau, mă rog, diferite situații, da? Atunci trebuie să fiți atent că poate fi și pancreas, poate fi și fierea, poate fi și paraziți. Tocmai de câte noi, astfel de cele care v-am arătat eu astăzi, facem dies, fiindcă ele sunt foarte sănătoase, foarte, pentru a nu ajunge la situații mai grave. Cine m-a întrebat, dar numai ceai de mușețele este bun? Da, este bun când este vorba de infecție, da? Când noi avem pe piele o infecție sau chiar o... să zicem așa, vorbim de alergii, de seborecă, de dermatită, da, aici merge foarte bine cel de mușețel, că chiar poți face și băiță la copii când are o, hai să zicem așa, o alergie. Dacă nu este vorba de o psoriză mai puternică sau o eczemă, clar că aici trebuie vorba de un tratament mai puternic pe mai multe zile, da? Aveți o problemă cu sunetul, este volumul mic, nu puile la tine, este volumul mic de telefonul la tine tare, la mine se aude foarte bine, fiindcă iau trează cât de multe persoane suntem. Așa, încă o dată, nu am intrat mult, pe mult timp, deci v-am arătat un ceai foarte bun, intră pe TikTok să fac un like, cine vrea, intră acolo și îmi dați câteva întrebări la cine, nu am, am răspuns la mesaj. Eu vă doresc sănătate. Pentru cei care nu au răspuns la mesaje, este numărul meu de WhatsApp, cu mare drag. Vă răspund la toate întrebările. Încă o întrebare acum, uitați-vă, văd, care este, mai este Dana și facem cu durerile de cap, cu migrene. Ele trec, dar trebuie să știi cum să te controlezi. Nu mai decât. Nu mai decât, da? Ok, eu vă zic o bună seară la toată lumea. Un live încet, micuț, ca să nu vă țin, să vă plictisesc. Dar totuși eu intru pe TikTok în bucătărie la Zidana Ozac, nu mă puneți și pentru cine are. Acolo, cu siguranță, veți găsi multe întrebări, dar eu imediat, fiindcă acolo am multă lume și trebuie să mă împac și cu voi și trebuie să mă împac și cu voi, da? Iubita noastră, mulțumesc și voi sunteți mulțumesc. Pentru cei care mi-au lăsat inimioare, cu mult drag, vă mulțumesc. Pentru cei care au distribuit, cu mult drag, vă mulțumesc. Pentru cei care nu mă cunosc, cu mult drag, eu sunt Zidana Ozac, eu sunt medic, naturopat și psiholog. Și dacă psiholog, da? Și dacă cineva să mă întrebe, Zidana, mă ajut să rezolv problema de cuplu? Da, eu întotdeauna, deci te ajut. Noapte bună și sănătate. Imediat intru pe